Bună dimineața la toți! Așa de bine am dormit. Și așa de bine m-am trezit. O liniște în casă. Nici dedul nu mai sărea. Și dedul era băgată sub perină. Oare de ce? Nu era casă domnul mondial. Nu mai avea cine să urle. Liniște totală. Plecat în vacanță domnul. Ce să facem? Da, și eu sunt concediu. Oh, ce bine! Așa de bine mă distrez și eu în concediu mă relaxez. 3 zile. Orice minune ține 3 zile, că după aia se întoarce. Da, până vine luni înapoi, nu da temă de casă, să filmez. Eu încerc. Acum ce iasă, nu știu. Nici nu vreau să mă gândesc. O să vă arăt ce mănânc eu când sunt singură. Mă vă dați seama că prea mult e nu o să mănânc. Ceva repede, ușor, fără multe complicații. Nu, doamnelor, atât când suntem singure, să nu lucrăm atâta. Și eu dimineața când mă trezesc, primul lucru, îmi fac un pahar cu apă și cu lămâie. Uitați aici, o lămâie sau o jumătate de lămâie, depinde. O storc bine, bine. Și pun apă la temperatura camerei. Acum nu știu, să zice că slăbești de la ea, dar trebuie să bei caldă, eu nu vreau să slăbesc, că sunt destul de slabă, eu o beau pentru imunitate și că mă simt bine. Deci nu beau cald, o beau la temperatura camerei. Și cu puțină miere de albină, dacă aveți. Dacă nu, și simplu, e foarte bună. Beau paharul ăsta de apă de lămâie. Și după o jumătate de oră pot să mănânc. Am pregătit eu cătină și merișor. Câte o linguriță din fiecare. Asta și pentru lobul le-am pus pe când vine. Au zis să-i pregătesc și lui. Aici sunt merișoarele. După ce mi-am mâncat, eu dimineața, înainte să merg la sală, de obicei merg la sală dimineața, mănânc semințe, migdale, nuci, alune, stafide, ce găsesc prin casă, îmi cumpăr, dacă nu, și mănânc din astea. Și o banană. Asta e mâncarea mea de dimineață, înainte să merg la sală. Am mâncat asta și la ora 9 eu pus la sală, la gimnastică. De acum, cum domnul boss nu e acasă, cred că o să fac gimnastica acasă. Dau drumul la muzică, la maxim. Oricum vecinii s-au obișnuit cu muzica. Și facem acasă o oră de gimnastică. Și acum mai avem o problemă, dar e frumoasă problema. Trebuie să avem grijă de dedu. Hai să merg să salutăm și pe ea. Mi-au zis că nu-l interesează ce fac eu. Da? Să am grijă de dedu. Nu cumva să pățească ceva dedu. Bă, da, seama că eu direct pe cușcă am băgat-o. Unde ești dedu? Hai afară, hai că de mă vede vacea. O sparge. Dar nu ca seara, o dormi cu mine azi noapte. O dormi cu mine, superină. Dimineața la 7:30 mi-o dat trezirea. Hai.
Hai de du. De du. Pune-te acolo. Salută oamenii și tu. Așa, frumos. Bravo. Deci cum întinde lumea, cum ascultă. Acum se spală și ea de dimineață. Se curăță. Și abia după aia mănâncă. Da, Dedu? Da, tu? Ce faci tu, Dedu, tu? Ui! Ui, că ăsta evadează! Asta evadează! Gata! Bine, ne vedem mai târziu! Vă salut! Gata, sportul! Am terminat! Mergem, facem o baie și după aia pregătim ceva de papa bun. Și acum ne pregătim ceva să mâncăm. Ceva rapid, ușor. O omletă. Omletă și punem prin ea fiecare ce găsește prin frigider. Eu pun ciuperci. Ciuperci. Un pic de mușchiuleț. Brânză de la Dina Rus. Ciao, Dina. Și un pic de mărar pun. Și bineînțeles, ouă. Cred că unul mi-ajunge, nici nu fac două. Mi-ajunge numai unul. Punem un pic de sare. Și piper. În tigaie punem ulei. Să mânc asta mai mică, e prea mică tigaia. Așa, și punem prima dată, eu pun ciupercile să se prăjească. Le colec un pic. După ce vin de la sală, eu așa mănânc, sau o omletă, sau un iaurt cu cereale. Acum depinde ce are poftă și domnul să mănânce, că atunci mănânc și eu, nu fac două feluri. Domnul nostru. Un soprăjit. Supercile, pun șunca. Pun șunca să prăjească. Foarte puțin. 2 minute. Nu mai mult. După care bat ouăle. Pun ouăle sau la mine ou. Pentru mine e de ajuns un ou. Adaug brânza și mărarul. Brânza de la Adina Rus din piața Ion Meșter. Foarte bună brânza. Și laptele foarte bun și smântâna. Bun, și mărarul l-am pus aici. În 5 minute am terminat mâncarea. Pot să mănânc liniștită.
gata omleta. Punem în farfurie. Și poftă bună! Am mâncat, am făcut curățenie și acum mă pun să beau cafea și să vă spun o poveste. Mă gândesc ce poveste numai. Voi chiar ați crezut că vă zic poveste. Doamne, fel. Așteptați-l pe Nelson că vă spun el mai multe. Pa!